Prin acest proiect al regulamentului comunității se vrea, în primul rând, o disciplină, un respect, a se crea un respect interuman, un respect între cetățeni și un respect al autorității față de cetățeni și reciproc al cetățeanului față de autorități. Ele cuprind, toate cele 18 proiecte cuprind principii de aplicare, cuprind drepturi și obligații de ambele sensuri, drepturile cetățenilor, obligațiile cetățenilor față de respectarea legii, față de autoritate, respectiv obligația autorității față de cetățeni, pentru că nu poți să ceri să respecte, să aibă anumite obligații cetățenii fără să îți respecti și tu obligațiile în calitate de autoritate publică. Multe proiecte din cadrul acestui regulament sunt transpuse din lege sau pe legile speciale. Îmi vin în minte un proiect prin biodiversitate, calitatea apelor, gestionarea deșeurilor, publicitatea, reguli urbanistice, reguli de circulație și mai departe. Deci sunt un tot unitar într-un comasate, într-un singur regulament, într-un regulament. Și pot să spun că după un an și ceva, un an jumătate, acest regulament, sigur că da, este o noutate, se aplică, a început să se aplice și suntem pe drumul cel bun. Sigur, cu problemele aferente fiecărei noutăți în implementare. Dar suntem pe drumul cel bun, este important că există o bază pe care se poate construi, pentru că orice lege nu este perfectă, ci este perfectibilă. Și este bine să fie așa, pentru că dacă ar fi perfectă, atunci este perfectă la un moment dat, dar nu poate să fie perfectă peste un an sau peste 2 ani de zile, pentru că se schimbă condițiile socioeconomice, se schimbă situațiile și de aceea trebuie upgradat totul, exact ca la calculator. La un moment dat, nu mai face față noului și trebuie să fii cu upgradări. Dar Dumbrăvița trebuie să fie receptivă la noutăți și indiferent dacă mai sunt eu peste 2 ani de zile sau vin alți colegi, au bazele, au temelia pusă și doar să vină să pună să upgradeze aceste lucruri. Acum am vrea să ne vorbiți puțin mai detaliat despre proiectul privind eradicarea ambroziei. Acest proiect al privind eradicarea ambroziei a fost, după cum vă spuneam, implementat la nivel de, și s-a votat unanimitate la nivel de septembrie 2016, dacă nu greșesc. A avut o metodologie la care am lucrat împreună cu colegii din Comisia de Urbanism foarte bine. Am dat exclusivitate ca modalitate de aplicare ca metodologia de aplicare, am dat exclusivitate către poliția locală. Am avut și întâlniri cu cei de la poliția locală, am explicat ce vrem de la acest HL. S-a implementat bine, spun eu, în condițiile în care, cu toate că scopul nu a fost amendarea cetățenilor și mai departe, ci stabilirea ordinii și disciplinii în această comună, pot să spun că a avut efectul scontat în condițiile în care numai în trecut s-au strâns de pe urma amenzilor undeva la vreo 300.000 de lei bani aduși la bugetul local. Mai mult decât atâta, s-au obținut vreo 200 ceva de contracte, pentru că am dat posibilitatea oamenilor în condițiile de piață să contracteze cu firmele Consiliului Local, Aqua Dumbrăvița, și este vorba aici în speța aceasta de Dumbrăvița Investiții, să contracteze pentru igienizarea terenurilor la un preț de piață, la același preț concurențial de piață cu firmele private. Deci din acest punct de vedere s-au încheiat și vreo 200 ceva de contracte, dacă nu mai bine, cu cetățenii, iar lucrurile spun că au intrat pe un făgaș normal. Dumbrăvița, din punctul meu de vedere, n-a devenit mai curată, sigur că da, există loc de mai bine, ca în orice lucru, însă marea problemă a noastră actuală este culmea, apariția legii 62/2017, în care Parlamentul s-a gândit, inițiativa este bună, numai că legea din punctul meu de vedere nu poate să-și producă efectele scontate
la modul cum a fost gândită. În sensul în care, prin această lege 62, se creează o comisie la nivel de ordine al prefectului, o comisie formată din 4 membri, reprezentanți ai Direcției de Mediu, reprezentant al UAT-ului, reprezentant al Consiliului Județean, reprezentant al Direcției de Sănătate. Iar această comisie trebuie să vină pe teren, să meargă pe teren, să identifice în primă fază toate terenurile neîngrijite, să comunice avertismente proprietarilor tabulari ale terenurilor respective, să acorde un termen de grație pentru igienizare, după care să se prezinte din nou la un interval de timp pe terenuri și să aplice amenzile corespunzătoare în condițiile nerespectării acestor somații. Așadar, poliția locală nu se va mai ocupa de amendarea celor care nu își îngrijesc terenurile? Poliția locală, la ora actuală, prin apariția legii 62, nu se mai poate ocupa cu privire la amendarea pentru neîngrijirea terenurilor privind ambrozia, expres ambrozia, deoarece trebuie constituită această comisie. Iar acest apanajul amenzii sau, sancțiunii contravenționale aparține comisiei respective stabilite prin ordinul prefectului. Însă, a trebuit să gândim o alternativă sau, la momentul respectiv, am gândit și o alternativă la nivel de 2016, deci cu un an înainte de apariția legii 62, am gândit și o alternativă, fără să știu că se va emite o lege care, din punctul meu de vedere, nu poate să-și producă efectele scontate. Am făcut un proiect de HCL privind implementarea codului fiscal în hotărâre de Consiliu cu privire la terenurile neîngrijite. Deci am conferit apanajul poliției locale și pe această nișă de a aplica amenzi în ceea ce privește terenurile neîngrijite. Deci poliția locală are competență de aplicare a amenzilor, însă nu pe HCL-ul pe care le-am inițiat privind eradicarea ambroziei, ci pe celălalt HL privind implementarea codului fiscal în hotărârea de Consiliu prin terenurile neîngrijite.